întrețineri la Primăria Capitalei. La instituție, în dimineața zilei de astăzi, au descins ofițerii CNA. În urma perchezițiilor efectuate de către aceștia au fost reținuți doi angajați ai Direcției Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare din cadrul primăriei. Aceștia sunt bănuiți de abuz în serviciu într-un dosar privind înstrăinarea unor terenuri publice. Menționăm că recent a fost reținut și un specialist din cadrul Serviciului Civil de Alternativă al Preturii sectorului Râșcani. Acesta este bănuit de corupere pasivă. Potrivit materialelor anchetei, funcționarul ar fi pretins și primit 12.000 de lei de la rudele unui tânăr sub pretextul că îi va organiza serviciul civil și ulterior perfectarea livretului militar în condițiile în care tânărul a refuzat satisfacerea serviciului militar în termen. În perioada 8-17 septembrie la Chișinău se va desfășura ediția 25-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. Potrivit ministrului Educației, Culturii și Cercetării Monica Babuc, programul ediției aniversare din acest an conține 8 spectacole, 5 de operă, 2 de balet și un concert de gală. La festival vor participa artiști notori din 10 țări, printre care și cei originari din Republica Moldova, care ne duc faima peste hotare. Monica Babuc a mai precizat că festivalul tradițional se desfășoară sub egida prim-ministrului Republicii Moldova. Noi disensiuni între cabinetul de miniștri și președinție. De această dată, guvernul a decis că un grup de 57 de militari ai Armatei Naționale va participa la stagiul de pregătire rapid Trident, care se va desfășura în Ucraina, în orașul Iavorov, în perioada 7-23 septembrie. Asta după ce recent șeful statului Igor Dodon a precizat că nu acceptă această participare. Mai mult, Igor Dodon a anunțat că a decis să suspende hotărârea guvernului de astăzi privind participarea militarilor moldoveni la exerciții militare în Ucraina. Președintele precizează că executivul a încălcat normele legii cu privire la apărarea națională. Școli și spitale închise, creșterea numărului persoanelor care se află sub pragul sărăciei, provocările geopolitice multiple. Toate aceste aspecte sunt deja intolerabile, ori lor trebuie să li se opună poporul. Cu acest îndemn a venit Partidul Socialiștilor, care cheamă populația țării la acțiuni ample de protest. PSRM a mai menționat despre tinerii care pleacă activ din țară, despre cazul expulzării diplomaților ruși și a numirii vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persoana non grata de către Chișinău. Toți cei care sunt implicați în furtul miliardului, în genocidul social al populației și în colapsul economic al țării, în încercările de destabilizare, trebuie să răspundă cu toată gravitatea legii și să suporte pedeapsa cea mai severă. Se mai arată în declarația Comitetului Executiv Politic al PSRM. Tinerii din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate se declară împotriva hotărârii guvernului care obligă absolvenții la buget la toate specialitățile să lucreze 3 ani în unitățile unde vor fi repartizați după absolvire. În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții tinerilor PAS au menționat că hotărârea este una abuzivă, deoarece obligă studentul să restituie costul studiilor în cazul în care acesta refuză să lucreze acolo unde este repartizat. În acest context, ei au solicitat abrogarea imediată a hotărârii guvernului. Reprezentanții executivului nu au comentat deocamdată această cerere. Recolta de mere din Găgăuzia este compromisă în proporție de 80% din cauza ninsorilor de la sfârșitul lunii aprilie, transmite gagauzinfo.md. Potrivit reprezentanților Direcției Agricole din Autonomie, cele mai afectate de intemperii au fost livezile din localitățile raioanelor Comrat și Ceadăr Lunga. În scopul compensării pierderilor suportate, Direcția a elaborat un plan de măsuri, reieșind din calculul de 1.000 de lei pentru un hectar de livadă. Lista cu întreprinderile care au suferit pagube de 50% și mai mult a fost deja expediată Comisiei pentru Situații Excepționale. O misiune de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional se află în țara noastră. Membrii acesteia vor vizita Serviciul Fiscal de Stat. Scopul vizitei constă în îmbunătățirea procesului de administrare a persoanelor fizice contribuabili mari. Totodată, membrii misiunii Fondului Monetar Internațional vor oferi asistență în procesul de revizuire a criteriilor de selectare a persoanelor fizice contribuabili mari, identificarea riscurilor specifice asociate acestor contribuabili
contribuabil, dezvoltarea direcțiilor strategice în partea ce ține de deservirea și conformarea contribuabililor. Menționăm că Serviciul Fiscal de Stat beneficiază de asistență tehnică a FMI din august 2016. Până pe data de 12 septembrie, în țară se va menține pericol excepțional de incendii de clasa a 5-a. Atenționările pompierilor vin în contextul avertizării lansate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind pericolul excepțional de incendii cu caracter natural care se pot produce la fâșiile forestiere și culturile agricole din țară. În astfel de condiții, pompierii îndeamnă oamenii să evite aprinderea rugurilor în apropierea spațiilor forestiere, să nu aprindă vegetația uscată și resturile menajere, iar în caz de pericol să apeleze serviciul 901.